Comisia Electorală Centrală a început tipărirea buletinelor de vot pentru turul 2 al alegerilor prezidențiale, care vor fi trimise în străinătate. La secțiile de votare din diaspora vor ajunge peste 839.000 de buletine, cele mai multe în Italia. La cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, cetățenii vor primi un singur buletin de vot. Ei vor avea de ales dacă pun ștampila în dreptul candidatului PAS, Maia Sandu, sau a reprezentantului PSRM, Alexandru Stoianoglu. Buletinele de vot pentru turul 2 în diaspora vor avea culoarea albastru oțel. Se vor tipări aproximativ 839.000 de buletine de vot, valoarea tirajului ridicându-se la aproape 300.000 de lei. Dintre acestea, 768.000 sunt în limba română. Circa 70.000 în limba rusă și ca și în turul întâi de scrutin avem 500 de buletine de vot în limba găgăuză. Cele mai multe buletine de vot, așa cum avem cele mai multe secții de votare, vor fi transmise în Republica Italiană, circa 240.000 de buletine de vot, după care urmează Marea Britanie cu 135.000 de buletine de vot și în Republica Franceză circa 94.000 de buletine de vot. La al doilea tur de scrutin pentru diaspora rămân neschimbate atât numărul de buletine de vot, cât și numărul de secții electorale, inclusiv în Federația Rusă. Într-adevăr, au fost anumite iregularități, dar în pofida acestor încercări, nici măcar acele 10.000 de buletine care au fost transmise nu au fost epuizate, chiar dacă am oferit încă 2 ore în plus. Deci acest mit despre viitoarea epuizare a buletinelor nu s-a adeverit. Al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova se va desfășura pe 3 noiembrie.